Bine v-am regăsit la o nouă emisiune Inima Închinării. Lucrarea de închinare este modul prin care noi, oamenii, ne apropiem de Dumnezeu și declarăm dragostea și măreția care ne uimește. De aceea, în relația noastră personală cu Dumnezeu, închinarea este un factor foarte important pentru a-L cunoaște și a-I vedea fața. Alături de mine este Adi Fișcă, liderul Peniel Band, un om care a învățat să se închine și apoi a lăsat să curgă spre alții, spre mii de tineri, în râul închinării. Fii binecuvântat, Adi! Mulțumesc, bine v-am găsit! Mă bucur că drumul tău este și pe aici, pe la Inima Închinării, pentru că tu ești un om al închinării. Cine te-a văzut cântând știe că darul tău este de a conduce oamenii în închinare, dar nu știu care este povestea omului din spatele chitării. Și aș vrea să ne vorbești puțin despre tine. Mă bucur să fiu împreună cu voi și nu pot începe altfel decât să, prin a spune că mă aflu în trecerea asta prin Timișoara. Nu am venit doar aici, sunt și la socrii mei, soția mea este timișoreancă. Extraordinar. Întotdeauna vin la Timișoara cu plăcere, mă bucur să fiu aici, să îmi văd familia și atât familia prin alianță, da, familia Simonei și părinții mei implicit, cât și familia extinsă, biserica, prietenii pe care i-am cunoscut prin intermediul soției mele. Tu ai inima cumva și pe aici, în zona noastră oarecum, de da. Vest. Chiar dacă venim destul de rar din cauza distanței, de multe ori și, sigur, copiii care au apărut între copii? Timp. Am doi copii, două fetițe extraordinare și al treilea copil este pe drum, se va naște undeva în august. Nu știm exact dacă este băiat sau dacă este fată, dar ce va fi, știm că va avea binecuvântarea lui Dumnezeu. Îl primim sau o primim cu bucurie și o așteptăm Standard să fie sănătoasă sau sănătos. Da. Dar de la Domnul și o să fie frumos. Soția ta este o tânără, încă foarte tânără, foarte frumoasă, care vine din biserica din care sunt și eu. Și cred că bisericile din ziua de azi au dat tinerilor ca tine soții care să le fie spate. Cred că soția ta te susține foarte mult. Într-adevăr, în spatele oricărui bărbat puternic se află o femeie puternică. N-am vrut să zic eu, dar să sună mai bine din partea unui bărbat, să zic asta. Și soția mea este, într-adevăr, un sprijin real pentru mine. Dumnezeu m-a binecuvântat peste măsură cu acest dar prin persoana ei și mulțumesc lui Dumnezeu. Vorbind de tine ca și slujitor, care au fost începuturile tale? Poate timide, poate mai puțin timide. E o poveste lungă și complicată. De multe ori aparențele înșeală sau în spatele fiecarei persoane știm că se ascunde sau este o istorie personală a fiecărui om, o trăire, poate unele mai trăiri mai dificile, altele mai puțin dificile din punct de vedere social sau de orice natură. Eu am crescut într-o familie oarecum disfuncțională. Tatăl meu biologic a părăsit-o pe mama când eu aveam 2 ani, sora mea avea 8 luni, s-a mutat la vecina și nu l-am cunoscut decât mai târziu. Mama mea s-a recăsătorit între timp cu un tip care inițial a fost foarte ok, dar pe parcurs a devenit alcoolic și viața mea, practic copilăria mea, a fost una foarte dificilă. Am crescut în condiții dure de tot. Mama mea între timp îl cunoscuse pe Dumnezeu, se pocăise, însă tatăl meu vitreg nu. Și asta a făcut ca lucrurile să devină intolerante la un moment dat, pentru că mama, din punct de vedere biblic, vrea să fie ok. Și tocmai din cauza că era creștină, născută din nou, nu înaintase divorț, a ales să rămână cu omul ăsta, indiferent ce. Și, sigur, situația din familie s-a răsfrânt asupra ei, asupra noastră, incidentele, tensiunea și tot ce implică o viață de familie disfuncțională alături de un om care este împătimit de alcool. Am crescut așa, am avut întrebările mele, țin minte, dormeam 2-3 nopți, într-o săptămână le dormeam undeva, tata era foarte agresiv. Vreau totuși să fac o paranteză. Actualmente și-a dat viața Domnului, a fost vindecat de 2 ori minunat, de cancer. Prima dată își dăduse ficatul afară,
ciroză în ultima fază, doctorii l-au declarat mort, moarte clinică, l-au trimis acasă și Dumnezeu l-a vindecat în noaptea respectivă. A fost o minune, nu numai pentru noi, dar pentru întreaga comunitate, biserica, chiar biserica pe care o frecventam. Și, sigur, după o perioadă de aproximativ 4 ani, s-a întors înapoi la patima pe care tocmai o lăsase. Și știm bine, din perspectivă biblică, starea omului de pe urmă a ajuns mai rea decât cea de dinainte. Situația s-a înrăutățit și viața a continuat să fie una foarte dură, a născut foarte multe semne de întrebare cu privire la Dumnezeu, cel puțin în viața mea. Nu știam exact scopul pentru care am fost creat, motivul pentru care Dumnezeu a îngăduit să fiu pe pământul acesta. Am considerat mulți ani, am considerat că Dumnezeu are ceva cu mine sau poate nu există și lucrurile se întâmplă pur și simplu. Cu toate că mergeam la biserică, uneori mai rosteam câte o rugăciune, undeva în interiorul meu aveam întrebările mele cu privire la viață, cu privire la Dumnezeu și, bineînțeles, trebuia să am acel peniel, acea întâlnire față în față cu Dumnezeu, să știu cine este și să pot să primesc răspuns la câteva întrebări. Și, bineînțeles, lucrul acesta s-a întâmplat în 98, când, printr-o conjunctură interesantă, profesia mea este de sculptor în lemn. Am ales profesia asta. Dacă da. Știam, aduceam să faci ceva aici în platou. Probabil, chiar mi-am cumpărat un set de dălți și aș vrea ca să încep să sculptez. Este o pasiune. De asta m-am și înscris la această școală, mi-am ales această profesie, însă Dumnezeu la un moment dat mi-a spus: Gedeoane, ce faci aici? Și mi-a spus: am un plan pentru tine. Atunci am spus: da, probabil, asta se întâmpla în 98, am zis, probabil este momentul ca să aflu adevărul cu privire la Dumnezeu. Și mi-am dedicat 6 luni din viața mea, înainte să întorc spatele lui Dumnezeu, am zis, pentru următoarele 6 luni, pentru că atâta dura școala asta de ucenicizare, am să-L pun pe Dumnezeu la încercare și dacă îmi va răspunde, mă voi reorienta spre El. Dacă nu, am să-mi aleg drumul meu. Și în undeva la finalul anului 98, Dumnezeu mi-a clarificat întrebările cu privire la viața mea și, bineînțeles, a fost momentul în care viața mea a luat o întorsătură de 180 de grade înspre Dumnezeu și numai cu El. N-aș fi crezut niciodată că în zâmbetul tău și în ochii tăi, așa, care tot timpul sunt veseli, se află poveste tristă. Dar cred că înnoirea despre care ai vorbit și penielul din viața ta a adus schimbarea de pe față, pentru că acolo se vede, de fapt, schimbarea și mă bucur. Mă bucur să văd că sunt oameni care au fost atinși dincolo de povestea tristă din spatele feței noastre. Care sunt lucrurile care te-au marcat, uitându-te la exemplele din jurul tău, mentorii tăi? Ce te-a făcut pe tine să avansezi? Noțiunea de mentor nu a existat pentru mine, cel puțin într-o perioadă. Era distorsionată din cauza experiențelor pe care le-am avut cu tații mei pământești. Mă așteptam ca tatăl să fie cel care își mentorează fiul, da, sau fiica, și trasează o direcție clară în viață pentru copii. Ori eu nu am putut să văd asta. Și de asta am stat departe de oameni, am considerat că nu sunt capabil decât să... sunt doar umani și atât. Și s-ar putea să dea kicks, s-ar putea să greșească și să iei o traiectorie greșită. Și asta m-a făcut să stau departe. Însă, în tot zbuciumul și în toate întrebările astea care s-au născut în viața mea, în mintea mea, mă frământau, era totuși un model. Era mama mea. Nu i-am spus decât acum, recent, anumite lucruri. Însă, era un tablou care a cărui ramă era în flăcări. Tot ceea ce se întâmpla era o flacără, era un foc, o încercare. Și rama asta ardea, însă poza nu se mistuia. Mama a rămas puternică. O vedeam cum înfruntă situația în fiecare zi, cum trece prin probleme în fiecare zi. Observam cum încerca din răsputeri, fiind diagnosticată cu tumoare craniană. Medicii, analizele pe care le-au făcut la București, spuneau că va orbi în decurs a o săptămână, două.
Dumnezeu a vindecat-o miraculos. Se vedea puterea lui Dumnezeu manifestată în viața mamei mele. Și chiar dacă nu spuneam în cuvinte, eram foarte conștient de ceea ce se întâmplă și ea oarecum era un personaj care vorbea în viața mea și prin trăirea ei și ceea ce experimenta și înfrunta în fiecare zi, eu nu aveam decât să învăț. Și astăzi am toată stima pentru această femeie care a dat oarecum o direcție vieții mele, chiar dacă la un moment dat poate nu neapărat aș fi vrut să urmez direcția respectivă, din cauza a tot ceea ce vedeam întâmplându-se pe calea pe care mergea ea, dar m-a schimbat pe mine într-o oarecare măsură, l-a schimbat pe tatăl meu, care actualmente este născut din nou, îl cunoaște pe Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, este mai autentic decât mulți pocăiți, să spun așa, care frecventează biserica duminică de duminică. Îl văd mult mai autentic în multe privințe și nu pot decât să-L slăvesc pe Dumnezeu pentru lucrul ăsta. Cred că cei apropiați mie, în mod special mama, bunica mea chiar, sunt oamenii care au modelat oarecum viața mea, chiar dacă nu am avut puterea să recunosc asta sau am stat circumspect în toată povestea asta și în tot drumul ăsta să văd care este deznodământul. Da. În momentul de față ești un om care modelezi, care ajuți pe alții să se modeleze în închinare. Ești lider de închinare la Peniel Band. Și nu doar lider, cred că e un fel de mentor și pentru cei din echipă și pentru cei care se apropie de tine. Cum ne transmiți tu mesajul închinării? Ce înseamnă, de fapt, închinarea din punctul tău de vedere ca și lider? E o întrebare foarte complexă. Foarte da, e foarte complexă și este greu să răspunzi într-o frază sau într-un enunț, dar cred... Și am ajuns convins în 98 că închinarea este un mod de viață. Când am înțeles Efeseni capitolul 1, că noi am fost creați pentru a sluji de slavă lui Dumnezeu. Nu ca să trudim, nu ca să chinuim, nu ca să dăm curs tuturor minciunilor care vin din partea diavolului și încearcă să ne infecteze mintea noastră că Dumnezeu este așa sau așa, că ăsta e scopul pe care Dumnezeu îl are de a te distruge sau alte lucruri, pentru că diavolul se impune în privința asta. El este un ucigaș, un mincinos, asta știe să facă. Dar când am înțeles cu adevărat scopul pentru care Dumnezeu m-a creat, Efeseni capitolul 1, pentru slava lui Dumnezeu trăiesc eu, am ales să merg înainte, indiferent care ar fi consecințele, indiferent cât de mult m-ar costa, pentru că nu m-ar putea costa mai mult decât l-a costat pe Hristos ca să investească în mine. Și am zis, la rândul meu trebuie să dau tot ce am ca să investesc în alții și să pot să-i modelez pe alții în măsura în care Dumnezeu m-a abilitat. Cu siguranță nu sunt elită, sunt alții mult mai abilitați decât mine, dar ceea ce Dumnezeu a pus în mine nu vreau să țin, ci vreau să dau mai departe. Și revin la ceea ce am spus inițial, închinarea este un mod de viață, modul în care ne trăim fiecare moment pe care Dumnezeu ni l-a îngăduit pe pământul acesta și aceste momente trebuie să-L reflecte pe El. Și gloria Lui în viața noastră, trăirea Lui Dumnezeu în acest trup, în această carcasă, care într-o zi, sigur, îmbătrânește, merge în pământ, dar esențialul se întoarce înapoi la Dumnezeu. Ai zis de mai multe ori, închinarea în mod de viață, închinarea în mod de viață. Asta este. Tot auzim vorbindu-se despre asta. Azi dimineața mi-a venit în minte o întrebare. Cum arată o zi fără închinare, adică în ochii Lui Dumnezeu? În care noi nu ne închinăm. Cum arată în ochii lui Dumnezeu? Nu vreau să-mi imaginez o astfel de zi, deși am trăit multe zile de felul ăsta. Nu vreau să mi le mai imaginez. Sunt cele mai cumplite momente. Ideea este că oamenii oricum se vor închina. Așa este creat omul, cu o dorință lăuntrică de a se închina cuiva sau la ceva. Și dacă nu direcționăm închinarea noastră înspre cine trebuie, automat va fi înspre altcineva, fie că sunt bani, fie că este carieră sau orice alt lucru, poate chiar reputația bisericească, implicarea în biserică, stima din partea oamenilor, lauda din partea oamenilor, sau aici lista este foarte lungă și avem câteva caracteristici sau elemente care caracterizau fariseii din vechime. Și chiar spunea Domnul Iisus într-o împrejurare femeii de la fântână, îi spune, voi vă închinați la ce nu cunoașteți, oricum vă închinați, închinarea este acolo și va fi întotdeauna, dar ce important este să realizăm pentru cine
Cui ne închinăm, de ce ne închinăm și cred că atunci toate lucrurile își găsesc sens. Asta, noi ne limităm de cele mai multe ori la închinarea publică. Pentru că acolo e cel mai ușor să te închini când tu vii cu chitara, îmi dai tonul, sol major, haide. Și toată biserica cântă. Da. Ce facem cu restul timpului? Da, cred că închinarea asta corporativă probabil de multe ori eclipsează închinarea ca mod de viață, ce spuneam înainte, acea trăire personală cu Dumnezeu în fiecare moment. Nu ar trebui să așteptăm duminica să mergem la biserică sau joia la rugăciune ca să ne închinăm lui Dumnezeu, ci ar trebui să fim într-o permanentă atitudine de închinare. Se întâmplă acasă, iau de multe ori chitară, stau împreună cu copiii mei, o văd pe cea mică, are 1 an și 8 luni. O văd, are un microfon din ăsta așa de jucărie și se leagănă de pe un picior pe altul, da? Și ridică o mână sus, cântând acasă, în familie, împreună cu familia. Sunt momente prețioase și cred că astfel de momente trebuie să existe în fiecare familie, în viața fiecărui om. Chiar dacă nu este un instrumentist sau nu stăpânește, nu cântă la un instrument, dar pur și simplu să realizeze că fiecare moment pe care îl are și îl trăiește este un dar din partea lui Dumnezeu și trebuie să se întoarcă înapoi înspre Dumnezeu. Ziua pe care eu o primesc din partea lui Dumnezeu, probabil ziua de mâine, este un dar de la El și trebuie să se întoarcă înapoi înspre El cu laudă, cu mulțumire, glorificare și asta trebuie să fie trăirea noastră. Iar când ne întâlnim la biserică, închinarea corporativă, deja este altceva. Acolo probabil ar trebui să izbucnim toți, nu să tragi de unul și de altul, să spui, frate, haideți să ne închinăm, uitați ce spune Scriptura, să-i motivezi. Dar ar trebui să explodăm toți în laudă la adresa lui Dumnezeu, în mulțumire, în închinare, pentru că chiar ziua pe care o trăim este de la El. Și așa și cântăm, aceasta e ziua Domnului. Apropo de momentul închinării bisericești, așa, cu tot poporul, ce faci tu ca lider, gândindu-mă că sunt mulți ca noi care o experimentează, când biserica este într-o stare de împietrire sau vin așa din obișnuință? Care este așteptarea ta și ce crezi că așteaptă Dumnezeu la urma urmei? Cuvântul lui Dumnezeu spune, psalmul 119, cel mai lung, dar îmi place cel mai mult, pentru că în psalmul ăsta se vorbește despre puterea cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu se întoarce înapoi fără rod. Cuvântul lui Dumnezeu este dătător de viață. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta și multe, multe alte versete doar din acest psalm. Când oamenii sunt împietriți, primul lucru la care mă gândesc, eu nu pot să-i despietresc. Dar cuvântul lui Dumnezeu, care este sabia cu două tăișuri, care poate să străpungă și să separe ceea ce e curat de ceea ce e necurat, cuvântul lui Dumnezeu are putere și mizez pe chestia asta, cred chestia asta și folosesc cuvântul pentru a-i determina pe oameni, pentru a-i motiva pe oameni. Dar întotdeauna vor fi unii care nu vor fi dispuși să se implice, da? Vor fi doar spectatori. Și am întâlnit în majoritatea congregațiilor în care am condus închinarea corporativă, am întâlnit oameni care au ales să stea deoparte. Închinarea are de-a face cu o alegere. De multe ori oamenii nu se implică în închinare pentru că nu simt. Închinarea nu are de-a face cu un sentiment, cu ceea ce simt eu în momentul respectiv. Okay? S-ar putea să fi avut un deces în familie. Okay? Matt Redman scria în piesa Fi binecuvântat, you give and take away, adică tu dai și tot tu iei la un moment dat. Binecuvântat să fie numele Domnului, eu aleg să mă închin, să-L binecuvântez pe Domnul și să-L laud pe Dumnezeu, nu datorită ceea ce simt. Ei bine, încă sunt oameni în biserici care se închină doar dacă simt să facă asta sau dacă îi stimulez emoțional. Este greșit. Unii s-ar putea să se întâmplă să vină 50% dintr-o congregație, dintr-o biserică, să pășească mai departe în închinare, în adorare, în laudă la adresa lui Dumnezeu și o parte să rămână. Aleg să merg înainte cu cei care vor să intre în prezența tronului. Aleg să merg cu cei care vor să intre în Sfânta Sfintelor și să experimenteze ceea ce ne așteptăm să experimentăm într-un timp de laudă și închinare. Eu vreau să văd la laudă și închinare și cred și viziunea mea este că la un moment dat, și am experimentat asta, nu odată, dar aș vrea să fie tot mai frecvent, pentru că avem nevoie de vindecări.
Avem nevoie ca Dumnezeu să intervină. Nu lăudăm pe Dumnezeu și nu ne închinăm Lui pentru că așteptăm, căutăm minunile Lui Dumnezeu. Nu asta căutăm. Căutăm fața Lui Dumnezeu. Și spunea David, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Căutăm fața Lui Dumnezeu. Dar automat când găsești fața Lui Dumnezeu, când L-ai găsit pe Dumnezeu, acolo este și puterea Lui care se manifestă întotdeauna. Pentru că Dumnezeu este însoțit de dreapta Lui biruitoare, de puterea Lui și atunci se întâmplă lucruri. Și eu asta vreau să experimenteze biserica din România, biserica în general. Și când vorbesc de biserică, nu mă refer doar la evanghelici, penticostali, baptiști, eu știu, creștini după Evanghelie sau ce or mai fi. Mă refer la biserică, inclusiv la ortodoxi, catolici, reformați, să experimenteze puterea Lui Dumnezeu în laudă, în închinare. Lauda deschide niște porți care nu pot fi închise, adică și asta este ceea ce aștept, asta este ceea ce vreau să văd și îmi dau toată silința din punct de vedere omenesc să fac tot ce pot ca oamenii să experimenteze asta și să mergem împreună, ok? Dar sunt unii, cum am spus înainte, care aleg să rămână deoparte, este problema lor, ei pierd. Noi avem de câștigat. Amin, asta e. E o închinare prin credință. Mulți asta nu înțeleg că a te închina unui Dumnezeu pe care nu-L vezi este închinare prin credință. Dacă tu te închini și ai ales să crezi în El, coboară. Și da, dar credința asta se materializează exact. În anumite situații. Îl vezi pe Dumnezeu palpabil. Țin minte, venea tatăl meu acasă băut. Nu putea să stea în picioare. Când intra în casă la noi, era rugăciune după ce se pocăise mama. Erau cercuri de rugăciune la noi acasă, cu lucrări. Dumnezeu făcea lucruri extraordinare. L-am văzut pe tatăl meu trezindu-se din beție instantaneu. Deci era o minune. Eu știu cât dura să se trezească, da? Pentru că seara fugeam de acasă, pentru că era foarte agresiv. Fugeam seara de acasă, așa, ca să avem liniște, să nu o luăm pe cocoașă, da? Și dimineața abia aveai cu cine sta de vorbă, abia ieșea un oarecare procent de alcool din sânge, din el. Păi, se întâmplau lucruri vizibile în momentul în care oamenii stăteau pe genunchi, îl glorificau pe Dumnezeu, îl lăudau, se închinau înaintea Lui, vedeam lângă mine, era. Se trezea din beție instantaneu. Dumnezeu este plin de putere. Plin de putere. Eu sunt entuziasmat. Nu pot să vorbesc încet despre asta, nu pot să vorbesc la colțuri și acolo, dar trebuie să știe toată este. Lumea. Zilele astea tot am citit Isaia și am descoperit, acum încep și eu să zic că nu pot să mă abțin. Este versetul unde zice că erau serafimii deasupra tronului. Ziceau și strigau unul către altul. Sfânt, sfânt, sfânt este Dumnezeu. Nu stăteau un sfânt este Dumnezeu. Trebuie să se audă. Sfânt exact. Este Dumnezeu. Strigau exact. Și dar erau mari. Mă gândeam, aveau 6 aripi, aveau plămânii mai mari ca noi. Exact. Și totuși strigau. Asta trebuie să facem și noi. Un lucru foarte bine ai punctat aici și îmi vine ceva în minte, vezi, acum încerc să sumarizez din seminariile pe care le susținem, să sumarizez ceea ce este mai important, dar îmi vine în minte un lucru foarte, foarte interesant și foarte real în același timp. De multe ori vedem în închinarea noastră un Iisus Hristos până la cruce. Doamne iartă-mă, Doamne iartă-mă și numai atâta știe să facă Iisus al nostru, să ne ierte într-una în fiecare zi, să ne care, să ne ducă, să ne poarte. Nu este greșit să ne pocăim în fiecare zi, eu fac asta și este foarte important să ne cerem iertare ori de câte ori avem ocazia. Dar este greșit să vedem un Iisus Hristos până la cruce. Noi trebuie să vedem un Iisus Hristos mort, înviat și glorificat la dreapta lui Dumnezeu. De asta îngerii cad cu fața la pământ, pentru că ei văd toată gloria lui Dumnezeu. De asta Isaia a căzut la pământ și o trebuie cineva să vină să ridice, s-o văzut necurat, s-o văzut pentru că o văzut slava și gloria lui Dumnezeu dincolo de moarte. Ioan în Patmos nu recunoștea pe cel cu care o stat de vorbă și pe pieptul căruia stătea el așezat frumos, nu recunoștea în toată splendoarea lui. Pentru că El este înălțat, domnește. Noi trebuie să începem să vedem un astfel de Iisus Hristos care stă la dreapta lui Dumnezeu, toate lucrurile au fost supuse, sunt sub picioarele Lui, are autoritate, slăvit să fie Domnul și când vezi lucrurile dincolo de cruce, deja ți se schimbă perspectiva. Apare și teama asta sfântă de a mai greși. De dragul Lui. Exact. Vedem cine este, știm cine este, pe El îl așteptăm și facem tot ce ne stă în putință să fim. Deci închinarea e vastă și foarte interesantă. Deci... Eu mă bucur pentru pasiunea și entuziasmul pe care îl văd în tine, pentru că sunt puțini oameni cu care ne putem uni ușor. Și oamenii care cred într-un Dumnezeu viu și care trăiește, se vede pe fața lor. Eu îți mulțumesc pentru prezența ta.